Vasile Iliuță, președintele Consiliului Județean Călăraș, a declarat că a aflat din presă despre faptul că reprezentanții PNL i-au solicitat demisia de onoare, nefiind invitat la ședința biroului permanent județean în cadrul căreia s-a luat această decizie. Conform reprezentanților PNL, Iliuța a avut termen limită pentru depunerea demisiei până luni 17 februarie, în caz contrar, fiind demarate procedurile de retragere a sprijinului politic și excluderea din partid. Aceste propuneri financiare au și sprijinul consilierilor PNL, pentru că în ultima vreme s-au întâmplat niște lucruri la dumneavoastră în partid. Organizația v-a cerut demisia, Consiliul Director al partidului a luat o decizie prin care a spus că înainte de ședințe se va discuta la nivel de partid ce se întâmplă în ședință și cine votează altfel decât cum decide partidul ar putea fi exclus din partid. Dumneavoastră sunteți în poziția în care să nu mai fiți privit cu ochi buni de partid, deci partidul s-ar putea să nu privească cum priviți dumneavoastră. Discutați de demisia de onoare, nu? Prima dată, dacă dumneavoastră... Dacă v-ați dat-o, puteți să ne spuneți. Vă bazați pe susținerea consiliului. Demisia de onoare, demisia de onoare, dacă discutăm de onoare, banii slip trebuie să-și dea primul demisia. Da? Dacă are onoare. Și dacă există onoare, după aia copiem și noi onoarea lui. Dacă nu există la banii slip onoare, nu avem ce să discutăm. În partidul ăsta în care grupurile de interese consideră că e mai presus decât orice. Ne angajăm nevestele, ne angajăm copiii. Și dracu Partid Liberal, putem să spunem noi. Partidul Liberal provine din oamenii care au inițiativă privată, care sunt în mediul de afaceri. Toți oamenii de la Liberal sunt cei care n-au servici să regăsesc pe funcții la Liberal. La asta. Deci oamenii care n-au servici sunt în Partidul Național Liberal. Își promovează nevestele și copiii. De asta e partidul dumneavoastră, nu? Păi, e partidul nu. Păi da, în momentul ăsta, dacă partidul eu n-am fost de acord cu toate deciziile lor care le-au greșit și vor să-și promoveze nevestele, vor să-și promoveze copiii, înseamnă că avem o problemă. Unde e activul de partid al PNL-ului? Ce a crescut PNL-ul? A venit un Iliuță care a venit cu de toate la Consiliul Județean să crească echipa PNL-ului și să trezește că el e primul contestat. Nu am nicio problemă, pot să plec acasă, am unde să mă duc, mă duc în afaceri. Ce fac ei? Ei rămân fără servicii. Da? Și să duc acasă și nu să aibă ce să facă. Pentru că liberalul de astăzi, de la Călăraș, susținut de șpagă în chiloți, da? Are numai oameni care sunt ghioceși și care trăiesc din servicii la stat. Totuși, majoritatea din biroul permanent județean a votat împotriva dumneavoastră. Cum vedeți lucrul acesta? Nici o problemă. Dacă a votat împotriva mea, conform legislației în vigoare și v-aș citi, să fiu, da? N-am fost la ședință, n-am fost invitat. Nu era mai ok să fiți invitat? Dacă păi e ok, democratic. Trebuie să respecte statutul partidului și dacă va respecta statutul, mă conformez, mă duc acolo, mă justific. Eu sunt membru PNL. Susțin proiectele pe care am fost investit în 2016. Voi susține să le duc la bun sfârșit și în continuu mai departe proiectele, pentru că mi se pare fire și normal. Dacă astăzi PNL-ul spune că am o problemă, problema pe care o am e una singură. Am vrut să restructurez Consiliul Județean pentru a reduce cheltuielile acelor oameni care nu se regăseau în Consiliul Județean. Ce căuta un om cu afaceri stai și avem la direcție economică, afaceri în turism la direcția economică. Ce caută pe posturi oameni care sunt aduși politic și spun un singur lucru. Sunt greșeli politice după 90 încoace, toate partidele politice au făcut greșeli. Sistemul administrativ nu e un sistem performant pentru că nepotismul a funcționat în aceste tipuri, toată lumea și-a adus oamenii politici în aceste administrații care devine funcționale nu pentru mine astăzi. Pentru mine, ca agent economic, da, dacă mă duc acasă, sunt dezamăgit că în administrație nu vine oameni care să vină să ducă proiecte sau să susțină viitorul nostru să ne meargă mai bine. Dar ce v-au reproșat? Că nu asta v-au reproșat, din câte știu eu. Ce v-au spus? Că te dăm afară pentru că sunt inculpat. Nu, că sunt inculpat. În dosarul cu administrația, sindicatul funcționarilor publici, m-au acționat în judecată. Sunt în judecată, avem 4 procese, dar avem și o plângere penală. Și pe plângerea penală sunt inculpat. Da? Nu încă, nu sunt acuzat, nu-i dosar de corupție. Dacă mi-aduc eu aminte bine, spagă în chiloți, are vreo 4 plângeri penale cu tentă de corupție, încă la DNA. În câte este inculpat? Vreo 4, am înțeles. Că tot îi se poartă de grijă, am văzut, peste tot, în rețelele astea de socializare și cu adevărul și peste tot. Dacă... Spagă în chiloți are
de corupție, dacă ar fi onorabil, ar trebui să o ia cu el. Primul pleacă el și pe aia ne încolumim cu toții, dacă suntem morali în politica liberală. Cum este adevărat că la Ivănești dumneavoastră ați vorbit cu primari PNL și din alte partide? Eu știu că aveți de gând să candidați cu susținerea PSD? Asta am înțeles că a fost o altă, eu știu, acuzație care vi s-a adus în decizia pe care a luat-o PNL. Păi dacă decizia PNL-ul o ia pe bârfe sau pe discuții de la colț, înseamnă că nu e un partid cu adevărat de luat în seamă. Dacă PNL-ul și eu am auzit multe că Radu Filipescu mă schimbă de când am ajuns președinte, după 2 luni de zile mă schimba. Și uite că n-ar să mă schimbe. Și uite că am ajuns acum să vă citesc din legea 215, care funcționează până în vară, așa cum spune legea, alegerile și eliberarea din funcție a vicepreședinților și a președintelor care se abrogă la data desfășurării alegerilor din 2020. Iar articolul care spune așa, eliberarea din funcție a președintelui Consiliului Județean nu se poate face în ultimele 6 luni de mandat. Deci e clar că liberalii astăzi aruncă pe piață lucruri neadevărate. Legislația în vigoare nu permite în ultimele 6 luni de zile să mai schimb primar, viceprimar sau președinte de Consiliul Județean din funcție. Ei spun că nu vă eliberează din funcție, vă dau afară din partid. Iau s-a aliniat. În vigoare au s-a aliniat acolo. Spun că nu este o decizie administrativă. Este una politică, îi vă retrag sprijinul, vă dau afară din partid și dumneavoastră rămâneți. Mai există în codul administrativ contestarea calității mele de membru, o voi contesta să văd ce justificare va avea ca să mă dea afară din partid. Dar respectând legislația în vigoare, convocarea CDJ-ului cu 30 de zile înainte și toate procedurile pe care le are astăzi statutul PNL-ului, imaginați-vă că suntem una mai. Acum, sincer, dumneavoastră chiar vreți să candidați din partea PNL sau doar vă faceți campanie electorală din interiorul partidului pentru că e comod și la îndemână? Păi, cred că e gratis. Nu e gratis? V-a făcut un efort? Sunt în prim plan? Mi-a ieșit? E foarte bine. Ați spus că întâlnirea BPJ nu a fost statutară? Da, nu a fost statutară, da. Nu a fost numărul necesar. Păi, i-au spus că au făcut și CDJ-ul și BPJ-ul. În CDJ trebuie să fie toți președinții de organizații. Au fost 10 primari și președinții de obicei sunt președinții de organizații. Cu 10 primari și cu 3 consilieri județeni, e clar că n-a fost statutar. Deci, în primul rând, CDJ-ul trebuie să aibă toți președinții de organizație prezenți. La numărătoarea domnului Barbu a ieșit statutar. Păi la numărătoarea domnului Barbu, cred că multe este statutar. Au fost s-au făcut una după alta. În același timp. Păi, în statutul lor nu scrie așa ceva. Păi nu, în statut nu scrie multe, dar nu știți cum era? Am avut șpagă în chiloți cu timpul înainte, avea toți angajații din subordonate și când vrea să facă o ședință într-o oră, în ședință era biroul permanent județean în ședință. Toată lumea era din subordonatele Consiliului Județean angajați contractual care făceau parte din BPJ. Acum lucrurile sunt la fel. S-a neîntors la timpurile vechi, nu ne-am adaptat, nu ne-am schimbat cu nimic. Că lucrurile astăzi sunt într-o altă situație. Suntem în anul 2020. Lumea a rămas ancorată în timpul trecut. Trebuie să ne adaptăm astăzi și să ne uităm că cetățenii așteaptă foarte mult de la aleși. Iar noi, în loc să ne uităm pe promisiunile electorale pe care am venit, ne uităm cum să-l dăm pe ăla la o parte, să facem loc la un ghioțel de-al nostru, să-l punem să fie prezent acolo sau o păcușică care să corespundă la comenzile cuiva. S-au supărat liberalii vechi că s-au închis robineții? S-au închis robineții pentru că dădeau un disconfort pe termenul mie. Rămâneam complice cu ei ca să mă murdăresc pe termenul. Așa că lucrurile supărare aici e. S-au oprit răutățile și coțiile pe care liberalii le aveau. Dar și dumneavoastră ați fost acuzat, să spunem, că ați angajat pensionari, foarte mulți pensionari. Nu, vă spun eu. Am 3 pensionari angajați. La administrativ un pensionar, da? Șeful corpului de control al președintelui, un pensionar, da? Și Cristi Bogdan, un alt pensionar care se ocupă cu... Și la DGSPC? Și la DG. La DGSPC? O pensionară. O pensionară, o pensionar, da. Și pe cabinet câți consilieri aveți? Pe cabinet am 5 consilieri. Vreau să vă întreb, cum comentați trecerea lui Pandea la PNL? Păi dacă nu s-a maturizat la PSD, îl maturizează PNL-ul, dacă eu, care atâta rezistență am avut în PNL, o să vedeți ce rezistență o să aibă Pandea în PNL.
E greu să maturizeze în partidul. Sau un partid care te călește PNL-ul, nu? sau te folosește. Sau te folosește la prima stație, ai te-ai împiedicat și ai căzut între ele. Până la urmă, la ce tu te candidat? Eu, la momentul ăsta, trebuie să clarific situația cu PNL-ul și după ce voi clarifica situația cu PNL-ul, trebuie să iau o decizie. Aici, la nivel local sau la nivel național? Nu. Cred că la nivel local problemele PNL-ului referitor la, mă rog, am văzut partea lui Octavian în articol, cred că aici e o problemă cu pedeliști. Ce caută pedeliști în PNL? Și cred că asta se perpetuează. Eu zic că PDL-ul a avut la Călăraș o echipă care a demonstrat și a arătat că se poate face performanță în administrație. Din acea echipă fac și eu parte. Am venit în administrație să arăt că se poate face performanță și că se poate atrage fonduri europene, proiecte naționale, proiecte locale care să aducă bunăstarea cetățenilor. Dar uitați-vă că aceste lucruri la PNL n-au fost o dorință. Au fost cum să facem ca 10 oameni din PNL care sunt activul de partid al PNL-ului să fie mai bine, să se ducă mai bine pe acest brand PNL. PNL-ul nu e proprietatea lui Șpagă în Chiloți, PNL-ul e un partid care are valori, care are principii, dar la care nu prea se văd. Le confundă cu o persoană. Nu trebuie să confundă partidul cu o persoană, nu e proprietatea cuiva. PNL-ul trebuie să funcționeze în democrație, trebuie să funcționeze după un statut, să funcționeze cu valori și cu principii viitoare. Sper că democrația ne va arăta că unii oameni care au greșit își vor lua locul bine meritat acolo unde viața îi va băga în istorie. Când credeți că veți avea situația clarificată și veți putea ieși public? În mai. Cred că situația va fi în luna mai. Cred că în luna mai, pentru că aștept să convoace CDJ-ul, aștept să fiu invitat și aștept să-mi susțin acolo, să vedem capetele de acuzare și cine mai votează fiind prezent eu acolo, să vedem care ar avea ceva împotriva mea. Vă rog să vă imaginați că noi suntem CDJ-ul. Ce ne-ați spune? Ce vă spune? Ce motive ați avea voi să spuneți că Iuțu... Ia certați-vă. Cum veți face? N-așa, dar cum să vă cer? Ați spune un singur lucru. De voi, de votul vostru, depind dacă mai rămân în PNL sau dacă nu, mă gândesc să văd unde sunt oferte în piață, să pot să mă duc, să-mi duc proiectele mai departe. Da, uita în ochii fiecare, așa? La toată lumea, păi m-aș gândi, care nu ar vota cu mine, m-aș uita după privirea și simți că nu puteți să vădă. Și dacă nu se mai convoacă și vă treziți cu hârtie? Am dreptul să o contest, o administrație spune că pot contesta și nu se poate emite ordine de eliberare din funcție dacă se retrage membru din statut. Nu se emite ordin până nu se termină contestarea. Să știți că au prefectul lor. Chiar dacă... Și nu există și plângeri penale? Dacă prefectul încalcă legea, nu poate să fie și el la DNA o plângere penală că încălcă legea? Nu, dar și-a plăcut libertate la Budești, adică oamenii au plecat. Apropo de plângeri penale, cum se facă totuși calitatea dumneavoastră de inculpat cu dorința dumneavoastră de a candidat din partea PNL, din moment ce PNL înțeleg că are în statut incompatibilitatea asta între calitatea de inculpat într-un dosar penal cu cea de candidat? Dar nu e statut, mai bine. Nu, ascultați-mă, legea, statutul PNL-ului spune dacă sunt inculpate în activități de corupție sau prin corupție. Nu, și dacă sunt cu activități de corupție. Mi-a lăsat și nouă, că îl citesc toată ziua, dimineața când se lași, deci, și momentul în care PNL-ul a văzut că există o motivație ca să poată să încerce să retragă sprijinul, să spunem un singur lucru. Ce dorință mare a avut Șpagă în Chiloți ca să mă vadă pe mine acuzat de sindicat. Și uite că s-a ajuns aici și la momentul ăsta suntem în situația în care trebuie să stau, să aștept, să văd ce decizie va lua CDJ-ul și atunci de momentul ăla vă voi informa public pentru o conferință de presă ce se va întâmpla cu proiectele viitoare ale Consiliului de Țean, le voi duce mai departe sau de ce să nu spun, poate pot să spun și stop. Băi omule, dacă nu se poate, înseamnă că nu pot să le duc mai departe și mă evaluez și spun, fac și o pas, până îmi rezolv problema. De la partid ați primit ceva, vreo informare sau nu? N-am primit nimic. Deci asta sunt decât pe sursele conferinței de presă pe care au loc. E singurul mod de a mă informa din presă, ca și la noi. Păi și nu v-au informat că ați avut termen până ieri să vă dați demisia de onoare? Tot în presă, public. Public, dar nu am primit nimic. Deci nu ai învățat-o, că n-ați știut că... Nu, dacă n-am primit scris, cum să-mi dau demisia dacă n-am primit nimic scris? Deci vă faceți pozele pentru afișe, dar încă vedeți ce sigla puneți pe ele. Nu, da, cred că e timp să le faci când trebuie, cu cine trebuie.